Marian, felicitări, Farul este în play-off-ul Conference League. Cum a fost această partidă de la Tallinn? Bună seara, a fost o partidă dificilă. Din fericire pentru noi am reușit să marcăm destul de repede și să ne facem meciul mai ușor. Marian, tu ai fost unul dintre cei mai buni jucători. Astăzi multe intervenții importante. Mă bucur că am reușit să ne ajut echipa să nu primească gol. Sunt fericit pentru că astăzi am reușit să câștigăm și pentru că nu s-a primit gol. Mergem cu încredere pentru meciul ce va urma și ne dorim să-l câștigăm. Este a patra victorie consecutivă în Europa. Începeți să căpătați experiență și în cupele europene? Nu știu dacă experiența, cât ritmul de joc. Cred eu că de acesta aveam nevoie, ținând cont că în pregătire nu au fost prea mulți jucători care astăzi s-au aflat pe teren din primul 11 și tocmai de aceea ușor începem să revenim la forma de anul trecut și sperăm să facem mult mai bine. O dublă victorie cu Tallinn, fără gol primit, 5 goluri marcate, începe și apărarea să se regleze anumite lucruri și acolo se încep și acolo. Da, păi a băgat mister frica noi, ca să zic așa. Uneori ne iese, uneori nu, important e că reușim să câștigăm, asta e cel mai important. Acum cu un ochi și la următorul adversar, Karabakh sau Helsinki. Da, așteptăm să vedem pe cine o să întâlnim în play-off, dar noi trebuie să ne facem jocul nostru și sunt convins că dacă noi reușim să ne impunem principiile, o să reușim să ne calificăm în grupe. Până la următorul meci din Europa, duminică, o partidă în deplasare cu Rapid? Da, întâlnim o echipă care nu au rezultate foarte bune în ultima perioadă, dar trebuie să mergem montați acolo și să ne impunem jocul și să câștigăm cele 3 puncte, pentru că avem mare nevoie. Meciul de aici, de la Tallinn, s-a încheiat de minute bune, dar suporterii sunt încă în tribune, strigă în continuare, Farul, v-au susținut tot meciul, au venit până aici. Da, deci este o deplasare foarte lungă, ei au reușit să vină, mă bucur pentru că au reușit să vină să ne susțină și este important pentru echipă că sunt lângă noi.